La ședința de Consiliu Local din luna ianuarie s-a discutat despre modul în care se acordă ajutorul social, dar și despre munca pe care trebuie să o facă cei care beneficiază de ajutor social și sunt apți de a lucra. Am pus eu întrebare. De ce Sighetul Marmației este pe locul 2, pe locul 3 ca și număr de asistați sociali? Pe primul loc e Ulmeniu, pe locul 2 e Baia Mare. Sighetul Marmației are 8 persoane mai puțin asistați sociali decât are Baia Mare. Am aflat ulterior în discuția cu cei responsabili că atâta vreme cât o persoană vine cu un dosar bine pus la punct, în care se regăsesc adeverințele medicale corespunzătoare, să zic așa în ghilimele, cei de la asistență socială nu pot decât să îl pună în practică. Îmi pare rău că avem familie, asemenea familie în Sighetul Marmației, dar ar trebui să nu încurajăm într-o lume unde avem lipsă de locuri, avem locuri de muncă și nu avem personal. Ar trebui să gândim cine este apt de muncă, să-i oferim un loc de muncă, cine are certificat medical, să-l scutinge orice cum spune legea. Asta se lua cu virusurile încurajate, având ținând cont că în fabricile din municipiul Sighetul Marmației, au crescut salariul la 30 de lei în lună, să-i încurajăm să le căutăm locuri de muncă, să-i îndrumăm către locuri de muncă, către forțele de muncă, să vedem unde sunt locuri de muncă, care sunt apte de muncă. N-ar fi poate nici de importanță dacă, într-o discuție cu medicii de familie, aici sunt și colegii care fac parte din Consiliul de Administrație a Spitalului, să fie adusă problema asta în discuție și cu medicii, oameni buni. Nu dați așa ușor dacă omul este bolnav cu adevărat. Dați hârtia de care au nevoie. Dar dacă face pe veteanul mai mult decât în realitate, asta li se poate funcționa. Potrivit Direcției de Asistență Socială Sighetul Marmației, 244 de dosare pentru ajutorul social au rămas în plată la începutul acestui an.